Bună ziua! Sunt Nicoleta Rosu, actrița teatrului Ion Creangă și sunt mândră să spun asta. Cum am început eu ca și actriță în acest teatru? Simplu și foarte plăcut. Am intrat deodată în cele mai frumoase spectacole a acestui teatru, cum ar fi Renarvul Poiu, Spaima Zmeilor, Când jucăriile spun pa, Inimă rece, sper că vă amintiți de ele. Am făcut parte și din programul Educația Timpurie. Mi-a făcut o deosebită plăcere să joc pentru copiii foarte mici și o fac și acum cu mare drag. În stagiunea nouă vă invit să mă vedeți în rolul Dolcii, în Albă ca zăpada, în rolul bătrânii, în Cec și Prejur de Fasole, în rolul babei, în Fata babei și Fata moșului și o mamă, vai de ea, în Păcală și Tântală. Vă așteptăm cu drag la teatru!